Derbiul etapei 20 din Liga 1 a început cu ocazia lui Cristi Ganea, lansată excelent de vână, fază urmată de golul anulat al lui Țucudean. Craiova a replicat pe finalul reprizei, când șutul lui Mitriță a nimerit bara. S-a făcut totuși 1-0, dar pentru viitorul. În minutul 42, Țucudean a deschis scorul cu o execuție acrobatică după centrarea lui Cicâldău. În minutul 56, hențul lui Țâru, în propriul careu, a schimbat fața jocului. Fundașul oaspeților a fost eliminat pentru 2 galbene, iar Mitriță a transformat impecabil lovitura de la 11 metri și a egalat. Oltenii s-au dezlănțuit, iar Bancu a marcat pentru 2-1 cu sânge rece după șutul în transversală a lui Slatinski. Scorul final a fost stabilit de Bărbuț la scurt timp de la intrarea sa pe teren. A fost primul gol al fostului timișorean în tricoul Craiovei. S-a terminat 3-1, a treia pentru Craiova în ultimele 4 meciuri de campionat împotriva viitorului.